Știți de ce ne jucăm cu păcatul? Pentru că nu te-a costat pe tine. De-aia ne permitem atât de ușor să ștergem cu sângele lui Iisus. Că nu ne-a costat pe noi. Că nu te doare să spui două cuvinte, Doamne iartă-mă. Că nu te doare toată ziua să mergi cu hainele la spălat la cruce. Și acum vorbesc cu ai mei din biserică. Și toată ziua să spui, mă iartă-mă, iar o faci, iar mă iartă-mă, iar greșești, iar păcătuiești. Și toată ziua cu hainele la spălat, ascultă-mă bine. Te cheamă Dumnezeu să trăiești în sfințire. Te cheamă Dumnezeu să trăiești în sfințire. Nu călca în picioare sângele legământului celui nou. Nu călca. Și pentru tine care ești prieten la casei Domnului, în această seară te invit să vii la Cel care a plătit totul pentru tine și te iartă. Slăvit să fie El. Și nu uita ceva, că dragostea lui Dumnezeu înseamnă pentru noi viață veșnică. El ne iubește și vrea să ne dea viața veșnică. Însă dragostea lui Dumnezeu totuși e limitată. Știți de ce e limitată? De alegerea ta. Alegi să o primești sau alegi să o respingi. Fiul risipitor a plecat de acasă. A risipit totul. Știți ce totuși n-a risipit? Dragostea tatălui a rămas acolo. Harul lui a fost că s-a întors acasă. Harul lui a fost că a venit acasă și a rămas cu tata. Vreau să te întreb, cât mai vrei să alergi în lumea asta fugind de Dumnezeu? Nu vezi că ești nefericită și nefericit? Nu vezi cât ai plâns, cât ai suferit, câte răni ai interior? Nu vezi că toată ziua ai băut din apa mării, apa sărată care ți-a produs sete? Și în această seară este apa vie, Iisus cu noi. Vrea să te facă un om iertat, împlinit. Să nu mai ai remușcări, să te bucuri de viață. Să trăiești cu Dumnezeu în fiecare zi. Să n-ai emoții că vei pleca de aici. Evangelizarea se încheie. Tu ce alegi? Alegerea ți aparține. Pleci cu Hristos de aici? Trăiești cu El? Sau încă te mai joci? Încă mai amâi, încă zici mâine, poi mâine? Încă zici altcândva? În încheiere vreau să vă spun povestea unui tânăr pe care l-am iubit întotdeauna. Și acum când închid ochii, îl văd în fața ochilor mei. Un prieten de-al meu, un tânăr de o frumusețe rară. Tocmai terminase liceul, era anul întâi la facultate și își cumpărase mașină nouă. Și vreau să întreb acum, ce putea fi mai frumos și interesant decât să fii tânăr, chipeș, cu bani și cu mașină nouă? Și mai avea ceva nou. Mi-a spus el mie atunci, o prietenă nouă. M-am întâlnit cu el într-un mod, zic eu, accidental, dar niciodată nu există accident, ci toate sunt corelate de Dumnezeu. M-am întâlnit cu el și am zis, scumpule, cum ești? Zice, frate păstor, bine. Zic, la casa Domnului, când vii la părtășie, Dumnezeu te așteaptă. Locul tău e gol, părinții te așteaptă, biserica te așteaptă. Ai un loc în inima lui Dumnezeu, ai un loc în inima noastră. Am încercat să-l implor și mi-a spus, frate păstor, n-am timp acum pentru el. Dar când l-am întrebat? Nu știu, în viitor. Cu un zâmbet tineresc, s-a urcat în mașina lui nouă și cu scârțâii de roți a plecat. Asta era marți. Vineri dimineață primesc un telefon. Zice, ai auzit? Nu, n-am auzit. Ce să aud? Un accident la noi în zonă, într-o curbă periculoasă. Ce s-a întâmplat? Îl cunoști? Pe cum să nu, că am vorbit marți cu el. Mașina, praf. El, în comă. Ne-am rugat, în mai puțin de 24 de ore, era istorie. Stăteam lângă sicriul lui și mă reproșam că n-am insistat mai mult, că trebuia să-l scutur mai bine, să-i spun, vezi că mai ai 4 zile, 3 zile, 2 zile, o zi.
s-a stins vizitând biserică, cântând prin biserică. S-a stins la un pas de viața veșnică. Și pentru că a amânat, a pierdut cea mai mare ofertă a vieții lui. Acum în cimitir, cea mai mare poză a lui e făcută în sticlă. Când trec îl văd și când îl văd am un cuțit în inimă. Și mă gândesc la toți acei care au auzit cuvântul, chemarea, harul și totuși n-au făcut pasul deciziei și l-au amânat pe Dumnezeu. Te întreb, tu ce mai aștepți? Ce vrea să facă Dumnezeu pentru tine și n-a făcut? Dumnezeu a făcut totul! Ești la un pas de viață sau de moarte veșnică? Ești la un pas de mântuire sau pierzare? Tu ce alegi? Vrei să te mai joci cu Dumnezeu? Cât vrei să te mai joci? Vrei să mai păcătuiești? Vrei să mai mergi pe drumul tău? Într-o zi mai devreme sau mai târziu, Dumnezeu îți va ieși în cale și îți va spune atât. Să știi că te-am iubit. Să știi că te-am iubit. Ești iubită și iubit de Dumnezeu.